Ok, bună ziua, ne aflăm la ferma Iliuță și după cum vedeți avem în spate multe lemne. Domnul președinte Iliuță al Consiliului Județean Nicălăraș ne-a donat niște lemne pentru Asociația Mâini Deschise să putem să ajutăm oamenii sărași din zona noastră. Sunt aici și cu Nicu din Chiselet și vreau să vă zic ceva. Mulțumim foarte mult, apreciem gestul pentru noi, pentru familiile nevoiașe, mai ales că se anunță niște vremuri mai grele și vrem să ajutăm câte familii sărmane din zone. Mulțumim frumos! Mulțumim mult de tot, domnul Iliuță, și ținem legătura. Vă iubim! Acum o să vă arătăm cui o să le dăm. Mulțumim foarte mult domnului președinte al Consiliului Județean Vasile Iliuță pentru ajutorul acordat asociației noastre. Împreună am reușit să încălzim câteva case, dar în același timp am reușit să încălzim și câteva inimi și vă mulțumim foarte mult. Încă o chestie pentru care vreau să vă mulțumim, domnule Vasile Iliuță, este când ne-ați donat și niște pui și mulți copii au mâncat din acei pui, am făcut supe, am făcut pilafuri, am făcut tot felul de mâncăruri pentru ei și ne-am bucurat foarte mult. Vă apreciem din toată inima și mă rog ca Dumnezeu să vă dea multă sănătate și putere pentru ceea ce dumneavoastră vreți să faceți în continuare. Dumnezeu să vă binecuvinteze și ținem legătura. Mulțumim! Vă place mâncarea, copii? Da! Și cui trebuie să-i mulțumim? Domnul Iliuță! Așa, ziceți, mulțumim domnul Iliuță!